Bun găsit. Perioada înmatriculărilor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a început vineri, 21 iulie și va continua până pe 27 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică. Urmând ca pe 28 iulie să fie publicate rezultatele finale. Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Obținerea unui loc bugetat devine posibilă pentru că unii dintre candidații plasați pe un loc superior vor opta pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii trei studenții matriculați cu taxă vor primi pentru primul an de studiu bursă de studiu, în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. Studenții care ocupă în urma matriculării un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat, fără taxă grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării chiar și în timpul primului an de studiu lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene nematricularea atrage după sine pierderea locului obținut la înscriere